acum sunt în gară la Titu. Mănâncă gogoși la Madame Mari, care va să zică. Cine, nene? Mița, nu ți-am spus? Băiete, o halbă. Frate, cine e Mița asta? Fă-mă să înțeleg. Cum, nu știi? Nu. Nevastă mea, frate. Bine, nene, nu ți-e frică să o lași singură noaptea pe drum? Păi eu ți-am spus că nu e singură, e cu șeful. Bine, bine, înțelegem noi, da. În sfârșit, tocmai de-aia, parcă de o femeie singură. N-ai grijă, cupeu separat. Intri închis, lumina, tragi perderuțele și te încuipă dinăuntru. Cupeu de servici, care va să zică separat. Poți să dori până dincolo de filiaș. Trenul 163, el mai bun pentru noi, ăsta e trenul 163. Cei doi amici râd. Singură n-aș lăsa-o eu. Știi, femeie tânără, nu face să umble singură. Sunt măgari care n-au maneră. Dacă o fi și curățică? Curățică? Mița curățică? Ce vorbești, domnule? Îmi pare rău, frumoasă, domnule, îngheață puțu. Ție, nene, să vă trăiască. Ați știut ce ați ales. Și o iubești? Ei, bravo, cum să nu o iubești? E lucru mare, domnule, când îți pui apoi în gară, la noi e comedie, toți pasagerii, când trece trenul, ziua, toată lumea, uite așa întoarce capul și să uită la ea la fereastră, că stăm sus în gară. Dar șeful unde șade? Tot sus. Șeful e familist? Aș, nu vrea să se însoare, zice că nu ține la femei. Dar șeful, ce fel de om e? Foarte bun băiat. Nu adică de bunda. Ce fel de om e în vârstă? Ei, aș, nici 30 de ani, să vezi, domnule, frumusețe de băiat, stai că am uitat să vi-l arăt. Uite, așa e. Voinic bărbat. Aș să-l vezi în natură, strașnic, domnule, mustățile alea negre ca abanosul și niște sprâncene când trece trenul toate cu coanele cu ochii la el. Să-l soarbă, mai multe nu. Nene, dă-mi voie să închin în sănătatea soției dumitale. Să vă trăiască. Mersi! Și eu închin în sănătatea șefului dumitale. Să vă trăiască! Mersi! Nene, nene, lasă-mă să te pup, ești mai dulce ca mierea. Mult aș vrea să cunosc pe șeful și pe soția dumitale. Ce-or fi făcând ei acum? Dorm tun! Câte ceasuri ai? 3 fix. Ai intrat în Pitești. La Pitești dă 33 de minute. Cei doi amici îl îmbrățișează pe rând și îl pupă cu multă căldură. Nene, ești un om fericit. Să trăiești! Asta ce-i drept așa e, sunt fericit, slavă Domnului, nevastă frumoasă am, să-mi trăiască, slujbucioară, bunicică am, dacă nu curge pică, de șef încă ai, ce să mai zicem? Este ca și un frate, odată ce ți-e cumnat, care va să zică. Amândoi amicii, după ce au râs tare, rămân foarte nedumiriți. Cum cumnat? Păi dacă e fratele Miții, dar ce credeai? Atunci n-am făcut nimic. Cum n-am făcut nimic? Noi gândeam. Cum, nene? Apoi dacă nu era frate bun să putea? Cum adică era să lasă așa mândrețe de femeie noaptea cu așa frumusețe de bărbat în cupeu de servici separat care va să zică? Ai ști că-mi place. Câte ceasuri ai? Ce-ți pasă? Vorba ei, vreau să știu unde e Mița acum. 3:30 trecute. A plecat din Pitești. Hai să mergem undeva să bem câte un jvarț. Nu mai merge. De ce? Nu mai ai niciun haz. Ion Luca Caragiale, CFR, Universul 1899. Acest moment al lui Caragiale prinde în chihlimbarul literaturii o idee care bâzie etern deasupra României. Dacă în legătură cu un om care ți-a apropiat sunt posibile două interpretări ale unei situații, una bună și una rea, mulți, teribil de mulți dintre conaționalii noștri o vor alege pe cea rea și vor crede cu tărie în ea, fără să țină seama de nimic. A te bucura, a-ți bate joc de răul altuia, mai cu seama al unei persoane publice, este unul dintre cele mai reconfortante sentimente românești ale ființei. Ce fere, ce frumos e răul! Câte vreme amicul căsătorit pare victima unui adulter grosier, e un dulce, adică un dobitoc încornorat, e bun de pupat.
Când însă scenariul grotesc se evaporă, cei doi șuietiști de berărie se simt înșelați, îl detestă pe om, devin hateri. Și acum, după această pastilă de Caragiale, gândiți-vă la Simona, Muratoglu, pastile și România.